Suntem în sezonul infecțiilor respiratorii. În Prahova, numărul afecțiunilor este cel normal pentru această perioadă a anului, spune reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică. Ultima săptămână, respectiv în săptămâna 11-17 noiembrie, au fost raportate aproximativ 4100 de infecții respiratorii, ale căilor respiratorii superioare, și 807 pneumonii. Numărul acesta se încadrează în limitele acceptate pentru această perioadă, conform datelor din ultimii 5 ani. La nivelul județului s-a înregistrat și primul caz de gripă. Persoana afectată a fost un copil care ar fi contractat virusul de la unul dintre părinții săi venit din Canada. Copilul a fost tratat la Institutul Matei Balș din București. De altfel, cei mai expuși în această perioadă la infecții respiratorii sunt copiii. Din categoria celor sensibili mai fac parte bătrânii și bolnavii cronici. Campania de vaccinare antigripală în Prahova este în desfășurare. La Direcția de Sănătate Publică a ajuns toată cantitatea de vaccin atribuită județului de către Ministerul Sănătății. În privința vaccinului gripal, a fost recepționată întreaga cantitate de vaccin gripal care a fost repartizată de Ministerul Sănătății, adică respectiv 64.500 de doze. Ultima tranșă de 19.340 de doze a venit joi, pe 14 noiembrie, și astăzi se încheie distribuirea la medicii de familie. După administrarea vaccinului, este nevoie de aproximativ 2 săptămâni pentru ca organismul uman să producă anticorpii care oferă protecție împotriva infecției cu virusul gripal. Schimbările bruște de vreme pot duce la dezechilibre ale organismului care favorizează infecțiile respiratorii. Așadar, mare atenție, pentru că vremea rea, anunțată deja de meteorologi, a ajuns și în țara noastră. Ciclonul, care a lovit mai multe state din Europa, a pătruns astăzi în România. La Ploiești este o vreme mohorâtă, plouă, iar temperatura în următoarele zile va scădea semnificativ.